simt nevoia să punctez, bineînțeles, că a trecut o eternitate de la ultimul clip pe care l-am filmat așa, stând aici jos, la mine în birou, cu lumina în față, lumina asta naturală, de la geamurile mele mari, de care mi-a fost foarte, foarte dor, căci în ultimele 2-3 săptămâni am filmat mai mult ținând camera micuță de vlogging în mână și cu toate că îmi place foarte mult să fac și asta, câteodată este foarte plăcut să stau efectiv jos, cu aparatul în față și să vorbesc cu voi ca și când v-aș avea pe voi direct în față și să purtăm așa o conversație lejeră, fără să vă arăt ceva anume, cu toate că și clipurile alea sunt binevenite. Holurile, să știți că vine, cred că săptămâna viitoare, dacă nu duminică, vin și cu holul promis din Spania. Iar cu ocazia asta, ca să mă duc dintr-una într-alta, vă și mulțumesc pentru răspunsurile super pozitive pe care le-am primit la ultimele două materiale, cam așa. Multe, multe mulțumiri. Ce auziți acum sunt brănușii mei care să alerg. Deci, în principiu, suntem pe treabă, suntem acasă, am reintrat în normal, facem treabă. Iar pentru astăzi vreau să filmez ceva ce s-a tot cerut. Am fost surprinsă și încântată, bucuroasă, extaziată chiar să văd câte cereri am primit pentru clipul ăsta. Îl aveam în plan de multă vreme, dar l-am tot amânat. Însă i-a venit în sfârșit momentul, am chef de el, mi-am făcut research-ul, mi-am făcut notițele, mi-am luat lângă mine recuzita, ca să zic așa, și voi începe și vă voi arăta și vă voi vorbi despre subiectul ăsta. E vorba despre bunele maniere, despre etichetă, dacă vreți, despre cum ne comportăm în societate astfel încât să trăim frumos cu cei din jurul nostru. Este ceva ce voi încerca pe cât posibil să aduc în contemporan și să mă refer la actualitate, nu la ceea ce era acceptabil, admisibil acum 40, 50, 100 de ani. Cred că ar fi chiar foarte amuzant să vedem un astfel de cod de bune maniere, dar să mă refer la ceea ce consider eu a fi bine, ceea ce consider a fi corect, ceea ce consider a fi politicos de făcut atunci când trăim într-o societate în prezent. Pentru că în ultimii 20 de ani, după cum bănuiesc că știți, dacă vă uitați la mine în clipa asta, a existat boom-ul ăsta tehnologic care în continuare se dezvoltă, de au apărut iPhone-uri, smartphone-uri, de au apărut camerele astea minunate cu care filmăm. Deci s-a dezvoltat tehnologia pe foarte multe planuri. Și odată cu chestia asta, bineînțeles că au intervenit schimbări și în societate. Și un simplu și foarte bun exemplu poate veni de la situațiile în care suntem la masă, să spunem că suntem la restaurant sau, mă rog, suntem la McDonald's efectiv sau la shawarma în colț. La shawarma în colț, dacă la shawarma în colț există măsuțe unde poți să stai să și mănânci, veți observa cu siguranță că sunt oameni care folosesc telefonul mobil în timp ce sunt la masă, în timp ce conversează cu alții. Astea sunt niște lucruri care, vă dați seama, cu 20 de ani nu existau și odată cu ele, bineînțeles că au intervenit schimbări în ceea ce presupune o bună educație atunci când mănânci, atunci când conversezi sau efectiv interacționez cu un om. Și despre lucruri de genul ăsta vreau să vorbesc astăzi, nu știu câte vor fi, am încercat să pun așa la punct vreo 10 reguli, nu știu, recomandări din astea de bune maniere de etichetă pentru domnișoare și domnișori, dacă vreți, că-mi imaginez că acelea sau aceia care sunteți mai în vârstă nu aveți neapărat nevoie de lucrurile astea. Cred că se făcea mai multă educație și se punea accent pe ele acum niște ani, dar în prezent am senzația că sunt considerate demodate, învechite, nu se mai pune accent pe lucrurile astea. Dacă acum, nu știu, câte zeci de ani, dacă nu sute, exista ceea ce numim o școală de bună maniere în care tinerele domnițe erau învățate cum să se comporte în societate, astăzi nu prea mai există chestia asta și e păcat, iar eu cred că ar trebui din când în când să mai punem accent și pe lucrurile astea, mai ales ca fete, ca femei, ca domnișoare, ca doamne. Bun, și că tot vă vorbeam de recuzită mai devreme, vin cu o recomandare puternică în sensul ăsta, ceva ce cuprinde și sintetizează mult mai bine ceea ce voi spune eu, ceva de la care m-am inspirat și eu și un lucru despre care v-am mai vorbit acum niște ani, cred că în primul meu an de YouTube, când făceam clipurile cu cărți, vă vorbisem atunci despre una care pe mine m-a marcat și pe care cred că ar trebui să o avem cu toți în bibliotecă și dacă nu o citim pe toată din scoarță în scoarță, măcar să o răsfăim atunci când avem nevoie. Și mă refer la Codul Bunelor Maniere astăzi. Cartea este scrisă de Aurelia Marinescu, așa arată. Asta e ediția mea, o am de câțiva ani și este o carte nemaipomenită, scrisă ușor, se citește ușor, deci nu e nevoie să-ți bați capul cu ea, e totul sintetizat foarte bine pe capitole în cazul în care ai nevoie de ceva anume, nu știi anume cum să te comporți într-o anumită situație, cu siguranță găsești în cartea asta. Ea a apărut inițial în 96, dacă mi-aduc eu bine aminte.
Da, în 1996 a publicat Codul Bunelor Maniere astăzi. După care, la 20 de ani distanță de momentul ăsta, apare ediția revizuită, deci 2016, cred că de pe atunci am și eu cartea, în principiu. Apare ediția revizuită, că așa cum v-am spus, boom-ul ăsta tehnologic a schimbat foarte mult lucrurile. În 96 n-aveam telefon, n-aveam calculator, nu existau lucrurile astea. Însă, cartea e adusă în prezent și cuprinde capitole din toate domeniile. Uite, capitolul 1, introducere în bunele maniere, capitolul 2, cum arată un om manierat, ținuta pe stradă și în casă, cum mergem, gesturi legate de ținută, cum ne așezăm, ce facem cu mâinile, râsul, salutul, cum salută domnii, cum salută doamnele, cine și cui se prezintă, formule de adresare, cui ne adresăm, cum nu trebuie să conversăm, cum decurge o conversație reușită, cum ne purtăm când ieșim în lume, cum ne exprimăm, apoi comportamentul civilizat, mă rog, sunt foarte multe, 16 capitole sunt cu totul, sunt foarte bine scrise, sintetizate, găsiți chiar și niște ilustrații pe undeva, sunt citate, drăguțe, niște lucruri foarte, foarte utile și recomand cu dragă inimă, insist să aveți chestia asta la voi în bibliotecă. Cred că dintre toate cărțile despre care v-am vorbit eu vreodată de când activez pe aici pe YouTube, asta este cea pe care aș numi-o fără ezitare pe locul întâi, cea pe care cred că ar trebui să o aibă toată lumea, indiferent de vârstă, indiferent că ați citit-o deja, nu știu, de la bibliotecă sau poate v-am împrumutat-o cineva, asta trebuie să existe în casă, nu e o avere și este extrem, extrem de utilă. Trecând de asta însă și ajungând la subiectul propriu-zis, voiam să încep clipul vorbindu-vă despre o întâmplare pe care am trăit-o cândva în anii de școală, dacă nu mă înșel, în liceu, care m-a marcat, ca să zic așa, și de care mi-am adus aminte în dimineața asta în timp ce mă macheam. Mă pregăteam eu acolo și începeam să-mi planific așa discursul, cum vorbesc, ce vă spun și așa mai departe. Și mi-am adus aminte că prin clasa 10-a, nu mai țin minte exact, aveam un curs cu o profesoară pe care nu mai văzusem, cred că era ceva nou venită în liceu, era o străină, nu aveam contact prea mult cu ea, însemnând că era un curs care dura un an, ceva, îmi vine să zic educație civică, dar nu făceam educație civică, îi spunea altfel în vremea aia, nu mai știu exact ce era, dar atât, mi-amintesc că profesoara a stat un an acolo în liceu, după care a plecat și n-am mai văzut-o niciodată. Și a fost o fază la, nu mai rețin dacă o lucrare de control sau dacă ne-a ascultat atunci, dar au fost niște colegi nemulțumiți de nota pe care au luat-o. Și s-a iscat un conflict între profesor și elevi, în care elevii se îngurguțaseră așa, preluaseră cuvântul, situația era sub control și practic îi cereau socoteală profesoarei de cum și-a permis să le dea nota asta, că e nedrept, că nu știu cine a făcut, nu știu cum și așa mai departe. Era o chestie cam ca la ușa cortului. Și când spun că exista un conflict între ei, conflictul era mai mult întreținut de elevi, pentru că profesoara, dacă mi-amintesc eu corect și chiar sper că nu bat câmpii, nu zicea mare lucru. I-a ascultat, i-a lăsat să-și pună punctul de vedere, iar din momentul în care au început aceste comentarii și neînțelegeri să avanseze, însemnând că deja nu mai era o chestie civilizată exprimată în mod normal, doamnă, mie nu mi se pare corect și așa mai departe, deja se ridicase tonul, se avansase foarte mult, adică, mă rog, era ceva extrem de neplăcut. Chiar țin minte că mă miram, mă uitam și mă gândeam, wow, cât curaj au ăștia să vorbească în felul ăsta cu un profesor. Pentru mine dintotdeauna a fost ceva wow, adică nu mi-aș permite. Profesora tăcea și la un moment dat, după ce chestiile astea au tot avansat și au tot avansat și ei tot spuneau acolo de bine, și-a luat frumos geanta de pe catedră și a plecat, fără să spună nimic, deși profesoara avea dreptate în momentul ăla, din ce mi-amintesc eu. Mi s-a părut de o eleganță și de o, nu știu, o educație și un rafinament pe care mi-e greu să-l întâlnesc în ziua de azi, mai ales în societatea în care trăim. Am senzația că chiar și la televizor, chiar dacă eu n-am televizor, că tot ce vedem e ceartă, scandal, bârfă, cum s-a luat nu știu cine de păr, nu știu cine, chiar dacă majoritatea sunt făcături. Și gestul profesoarei m-a lăsat cu gura căscată, în primul rând atunci, pentru că în mod normal te-ai aștepta să iardă în secunda 2, să le scadă nota la purtare sau cumva să-i țină minte, să se răzbune ulterior, sau măcar să riposteze cumva verbal. Și n-a făcut nimic, n-a făcut absolut nimic. I-a ascultat, poate să fi zâmbit așa un piculeț în colțul gurii, după care și-a luat frumos geanta, catalogul și a ieșit din clasă. N-a spus o vorbă. Și
Atunci eram efectiv șocată, dar acum stau și mă gândesc și mi se pare așa de un gest atât de admirabil și, nu știu, am un respect deosebit pentru femeia asta, chiar dacă nu mai țin minte nici cum arăta, nu mai țin minte exact situația, nici nu pot să zic că am mai văzut-o vreodată în viață, dar cumva m-a atins și mi s-a părut ceva ce faci dacă ești undeva aici mai sus. Adică nu s-a coborât la nivelul lor, n-a întreținut în niciun fel discuția aia, efectiv a mers mai departe, a ignorat și a văzut mai departe de viața ei. Și uite, ăsta este un punct foarte important în care vreau să intru și eu ca să fac cumva legătura. Cum reacționezi în momentul în care apare un conflict de genul ăsta? În momentul în care ești, nu știu, insultat, în momentul în care cineva ridică tonul, în momentul în care există un conflict de natură verbală, dacă vorbim de un conflict de natură fizică, deja nu ne mai băgăm, chemăm poliția și am terminat. Dar în momente de genul ăsta, fie că e o chestie scrisă, când cineva te atacă în scris, sau fie că e o chestie verbală, cum reacționezi? Tu fiind o persoană educată și care nu vrea să ia parte la astfel de lucruri și care înțelege că cel mai bine este să discuți într-o manieră civilizată, fără să avem parte de insulte sau să ne călcăm pe coadă reciproc. Și recomandarea mea în cazuri de genul ăsta, lucru care ține tot de bunele maniere, tot de educație, o reprezintă exact ceea ce a făcut și profesoara asta mea despre care vă spun. Să poți să ignori, să poți să treci peste, să mergi mai departe, fără să te cobori la nivelul ăla, adică fără să răspunzi. În momentul în care cineva te jignește și îți spune, nu știu, proastă, să nu îi spui și tu, ba, tu ești proastă. Nu, efectiv să poți să treci peste, zâmbești cel puțin, dacă ai un maxim de aroganță în tine, poți să-i spui chiar, mulțumesc, apreciez părerea ta, mă bucur că ți-ai exprimat-o, asta așa, maxim, dar atât. Adică nu mergi mai departe, nu te cobori la nivelul ăla, nu dai satisfacție persoanei respective. E un lucru pe care îl aplic și încerc pe cât posibil, oricât de tare m-ar deranja unele lucruri, fie că vorbim de ceva scris, așa cum am spus, fie că e vorba de conversații în viața de zi cu zi, încerc pe cât posibil să-mi înfrânez orice reacție, orice explicație, orice discuție, să duc mai departe chestia asta în niciun fel. Încerc să înfrânez lucrurile astea și efectiv să zâmbesc, mulțumesc, apreciez, la revedere și am încheiat. Sau nici măcar atât. Efectiv, ți-ai văzut de drum. Și v-am mai spus, eu cred, în clipurile mele sau în scris, poate v-am mai spus, că indiferența doare cel mai tare. În momentul în care nu dai satisfacție celui din jur, care evident caută o reacție de la tine, atunci poți să zici că ți-a ieșit treaba, dacă este să mă exprim într-un limbaj mai colocvial. Trecând de chestia asta, un alt lucru important la care vreau să mă refer, punctul 2-3, habar n-am cât vreți voi să luați, ar fi cel cu telefoanele. Cum vă spuneam, atunci când suntem la masă sau când conversăm cu cineva, e foarte important să păstrăm conversația între noi și persoana respectivă. Adică telefonul nu este o persoană terță, telefonul sau laptopul sau o tabletă sau orice de genul ăsta. În momentul în care vorbești cu mine, simt nevoia să te știu acolo, să știu că am întreaga ta atenție, nu că stai pe telefon sau din când în când stai așa să văd cine mi-a mai dat like pe Instagram. Mai ales când suntem la masă. Mi se pare extrem, extrem de important să mâncăm, să ne concentrăm pe ceea ce avem în farfurie, pe persoana de lângă noi sau persoanele de lângă noi și nu pe telefon. E extrem de nepoliticos atunci când ești la un restaurant sau, așa cum am spus, la o șaormă în colț și ești cu cineva, cu o persoană care poate vrea să facă atunci o conversație cu tine, să poarte o conversație cu tine, iar tu să răspunzi la telefon în momentul ăla, să scrii mesaje, să nu fii atent la ceea ce ți se spune. De asta recomand ca în momentul în care sunteți la masă sau efectiv aveți o conversație cu cineva, să păstrați pe cât posibil telefonul în buzunar, în geantă, pe unde se poate. Este nepoliticos, este neplăcut pentru persoana de lângă voi și stânjenitor să vedeți că acel cineva nu vă acordă atenție și că stă pe telefon, preferă să stea pe telefon. Sigur, nu vorbim de cazurile urgentisime în care, nu știu, se întâmplă ceva, Doamne ferește, o nenorocire sau s-a întâmplat, s-a spart o țeavă în casă sau, Doamne ferește, un deces sau s-a întâmplat ceva la serviciu, când clar iei telefonul, te uiți, vezi despre ce e vorba, îți cer scuze politicos, ieși din cameră, preiei telefonul, după care te întorci și dacă e cazul să te retragi de tot și să închei conversația, așa cum am spus, în cazul unei nenorociri, păi, pare foarte rău, trebuie să plec, s-a întâmplat ceva, nu trebuie să dai explicații, efectiv, trebuie să plec, hai să reprogramăm ceva în zona asta. Dar în niciun caz, în momentul în care ești la masă și te sună, nu știu, sora cu care n-ai mai vorbit de o săptămână și ai o persoană în față, în momentul ăla să scoți telefonul și te apuci să vorbești, a, da, ce faci, PC, nu te-am mai văzut, hai să ieșim la o cola, planificăm
nu e ok. Lucrurile astea le faci după ce ai terminat cu persoana cu care ești în momentul respectiv. La fel cu, nu știu, Angry Birds. Abarnam ce se joacă lumea pe telefon, cu statul pe Instagram. Cred că depinde foarte mult și cu cine faci lucrurile de genul ăsta. De exemplu, dacă este să fiu cu Andra la masă, suntem în bucătărie la mine sau în bucătărie la ea și conversăm, am stat toată ziua împreună, la un moment dat, da, cred că e ok să faci și chestia asta câteva minute. Dar în momentul în care ea vorbește cu mine sau eu vorbesc cu ea și e într-o conversație, iar eu să nu-i dau atenție și efectiv să iau telefonul și... Da, e extrem de neplăcut, extrem de nepoliticos și nu sfătuiesc pe nimeni să facă lucrul ăsta. Cu orice, cu un telefon, cu un laptop sau efectiv în momentul în care cineva vorbește cu tine să nu-i dai atenție. Stai să uiți așa pe pereți, rozi unghiile, nu, așa ceva nu. Apoi, ca să continui pe partea asta modernă, voiam să fac referire la un lucru care am observat că se întâmplă din ce în ce mai des și nu neapărat din rea intenție, dar cred că oamenii nu știu lucrurile astea, unii dintre ei nu știu. Și mă refer la felul în care scriem un e-mail, cum compunem un e-mail. Acum, nu vă imaginați că este ceva mega super complicat sau că există o anumită structură, dar mi s-a întâmplat să primesc e-mail-uri care să fie complet goale, însemnând că mesajul este trimis complet gol, iar conținutul mesajului să apară în titlu. Este ca și când ai trimite o scrisoare pe care o pui efectiv în plic și hârtia, scrisoarea pe care o pui în plic, o trimiți complet goală și scrii conținutul scrisorii pe plic. Efectiv, acolo unde ar trebui să scrii adresa, expeditor, destinatar. Este exact același lucru. Deci, în momentul în care compui un e-mail, și știu că pentru majoritatea dintre voi sunt lucruri știute, dar totuși fac și referirile astea, ai niște câmpuri de completat acolo, unde scrii adresa ta, adică expeditorul, unde scrii adresa celui căruia ai trimis e-mailul, deci destinatarul, după care ai acolo un titlu unde scrie, nu știu, title, message, ceva de genul ăsta, unde apare titlul e-mailului. Și mi s-a întâmplat de multe ori să mă trezesc cu astfel de e-mailuri, al căror conținut să fie trecut tot, adică un paragraf atât de mare să fie trecut în totalitate în câmpul ăla unde ar trebui să fie doar titlul. Și repet, nu cred că este o chestie rău intenționată, dar cred că sunt oameni care efectiv nu știu să scrie un e-mail. Și de asta aș vrea să punctez, în cazul în care există, nu știu, probleme de genul ăsta, căutați pe net, cu siguranță găsiți, sunt convinsă că sunt și filmulețe și explicații, ca să vedeți exact cum se scrie un e-mail și cum ar trebui sintetizată informația. Ăsta, ce v-am dat eu, exemplul ăsta, este un caz extrem, dar, repet, mi s-a întâmplat și nu odată. Apoi, atunci când îl scrii, e important, ca și în viața de zi cu zi, să saluți, să te prezinți, dacă e cazul să spui mulțumesc, la final, bineînțeles, iarăși saluți, la revedere, cu drag, în funcție de cât de apropiată ești de persoana a căreia ai trimiți e-mailul. Un lucru foarte simplu pe care se punea mult mai mult accent acum niște ani, pentru că nu exista corespondența asta online, nu exista e-mailul și oamenii scriau efectiv scrisori. Sigur, atunci era accentul pus și pe caligrafie și pe compoziție, era cu totul altceva, dar în prezent, când comunicăm atât de mult tastând pe, nu știu, la calculator sau la telefon, este important, mai ales atunci când vorbești cu un străin, să poți să scrii un e-mail cât de cât corect, măcar chestia asta cu acel corp al mesajului să existe în interiorul mesajului. După care, bună ziua, mă numesc Ion Popescu, vă scriu în legătură cu habar n-am, anunțul nu știu care să zicem. Uite, de exemplu, atunci când cumpăr lucruri de pe OLX, știți, am vorbit de multe ori, am avut și articolul ăla pe blog recent, când cumpăr lucruri de pe OLX, personal prefer să nu sun prima dată, doar în cazul în care e ceva ce mă interesează și vreau în momentul ăla. Așa că trimit mesaje și de fiecare dată când trimit mesaje vânzătorilor ăstora cu care ajung, poate să lucrez sau nu, am grijă să le compun acel mesaj exact așa cum aș scrie un e-mail și le scriu acolo: bună ziua, sunt interesată de produsul nu știu care, m-ar interesa mai multe detalii dacă se poate, eventual și câteva fotografii, vă mulțumesc anticipat, Andreea Balaban sau, nu știu, Rumbu Poro, cum mă semnez eu acolo. Și cred că e important să formulez în felul ăsta și mi s-a întâmplat de multe ori să mă trezesc că mi se răspunde foarte rapid, foarte pe fugă, nu mi se dă bună ziua, mi se adresează vânzătorul uneori cu la persoana a doua singular, însemnând tu, în timp ce eu m-am adresat cu dumneavoastră. Nu mă adresez niciodată unui străin, pentru că habar n-am ce vârstă are, din ce mediu provine, nu mă adresez niciodată unui străin cu tu.
Întotdeauna spun, mă interesează produsul nu știu care, pe care dumneavoastră l-ați postat nu știu când și așa mai departe. Cred că sunt importante lucrurile astea. Dacă suntem aici pe YouTube și ne cunoaștem, suntem, așa cum am spus, o comunitate, timp la bani și așa mai departe, e perfect ok, nu simt nevoia să-mi zică cineva să rămână sau să-mi vorbească cu dumneavoastră, nu e vorba de asta. Dar în momentul în care vorbești cu un străin pe care nu-l cunoști, cu care chiar vrei să ai o relație de afaceri, să zicem, să faci un business, cred că e important totuși să-i vorbești cu dumneavoastră, să-i dai bună ziua, să-i mulțumești, chiar dacă poate tranzacția aia nu se întâmplă. Dar sunt, știi, lucruri de finețe, sunt lucruri banale pentru unii dintre noi, sunt lucruri pe care trebuie să le avem cu toții din cei 7 ani de acasă, să știm întotdeauna să salutăm, să dăm bună ziua, să spunem mulțumesc, să spunem te rog, iarăși extrem, extrem de important. Și sunt lucruri cu care ne lovim în fiecare zi. Iar dacă asta cu telefonul, după cum am spus, putem să o mai lăsăm deoparte atunci când suntem într-un cerc foarte apropiat și e ok să scoți telefonul, să te uiți la el din când în când, treaba asta cu te rog, mulțumesc, pentru asta nu există scuză. Asta trebuie practicată cu oricine, oricând, indiferent că e vorba de mama, că e vorba de tata, că e vorba de o prietenă și așa mai departe. Indiferent de cât de apropiați am fi de oamenii respectivi. În relațiile mele cu, nu știu, cu bunica mea, poate m-ați auzit de câteva ori vorbind cu ea la telefon și de fiecare dată îi spun să rămână, de fiecare dată îi mulțumesc. Bine, ei nu îi spun mulțumesc, îi spun să rămână și când o salut și când e vorba de o mulțumire. Cu Andra la fel. Dăm și mie, te rog, cana aia de acolo și ea mi se adresează la fel. Că sunt niște chestii așa care ar trebui să vină ca o a doua natură, nu să știi, să stai, să te chinui, să-i spui unuia mulțumesc pentru că ți-a înmânat un pic sau unui străin pe stradă. Astea, uite, asta cred că ar fi poate cea mai importantă dintre toate, să știm să spunem întotdeauna bună ziua. Suntem pe stradă, ne întâlnim cu cineva sau pe scara blocului, bună ziua, nu ți se răspunde? Mă rog, este vorba de educația pe care acea persoană care nu-ți răspunde, persoana aia nu are educație. Tu ți-ai făcut datoria și în primul rând te respect pe tine, făcând chestia asta, salutând, mulțumind, spunând te rog și așa mai departe. Și la magazin, în momentul în care sunt la Mega și îmi cumpăr zarzavaturile, după ce am primit sacoșa cu produse, mulțumesc, o zi bună, atât. Adică nu ți ia decât 5 secunde și e ceva normal și mi se pare firesc să tratezi cu respect pe oamenii din jurul tău. Cu privire la comportarea în societate, aș vrea să punctez capitolul a fi acolo la timp, adică punctualitatea. Este un lucru despre care am mai vorbit la mine pe canal și este un lucru pe care insist și insist și insist pentru că este extrem de deranjant în momentul în care consumi timpul unui om, căci nu reușești să ajungi la timp, bineînțeles din motive din astea, nu știu, ușoare, subțirele, nu că s-a întâmplat ceva. Sigur, aici este perfect normal, e perfect scuzabil, nu e nicio problemă. Dar dacă stabilesc cu tine o întâlnire la ora 12 și tu întârzi o jumătate de oră pentru că, nu știu, ți-a luat mai mult să te machiezi, ăsta nu este un motiv serios. Știu că există acel sfert academic, ca să zic așa. Nu e ok nici cu sfertul ăla academic, mai ales în momentul în care vorbim de o întâlnire cu o persoană care, așa cum am spus, nu ți este foarte apropiată. Trebuie să fii serios, să dai dovadă de seriozitate și, cum spuneam mai devreme, de respect în momentul în care te întâlnești cu un om de genul ăsta. A, că e trafic, că intervin, nu știu, probleme meteorologice, de exemplu când sunt zăpezi. Știți cum este în România când sunt zăpezi, se circulă foarte, foarte greu, e foarte greu să ajungi. Dar dacă se întâmplă ceva de genul ăsta, poți să anunți, dai un telefon, dai un mesaj și spui, îmi cer scuze, întârzi nu știu cât timp, ajung, dar sunt pe drum, se întâmplă nu știu ce și sunt ferm convinsă că persoana respectivă va înțelege. Însă, dacă nu e vorba de așa ceva și efectiv întârzi dintr-un motiv care nu are nicio legătură cu nimic, cum am dat exemplu ăsta cu machiatul sau efectiv te-ai trezit mai târziu și te-ai mișcat în reloare, nu mi se pare ok. E bineînțeles în regulă ca și atunci să anunți. De fiecare dată când interzi, cer scuze, din vari motive nu pot să ajung la timp, dar voi ajunge. Comparat cu o situație în care ai interziat o jumătate de oră, vii ca o floare, nu s-a întâmplat nimic, am ajuns și eu, ce mai faci? Nu este în regulă și să știți că mi s-a întâmplat chiar cu oameni serioși, adică oameni pe care îi credeam serioși, oameni pe care i-am întâlnit atunci pentru
prima, a doua oară, la o discuție de afaceri, dacă vreți, adică o chestie, o relație din asta de business, nu o întâlnire cu un prieten, mi s-a întâmplat să stau să aștept chiar și o jumătate de oră, chiar și 40 de minute. Și vă dați seama, în momentul în care persoana asta ajunge, chit că își cere scuze, chit că nu, deja pentru mine există o irascibilitate pe care mi-e greu să o controlez în momentul ăla, căci timpul e foarte valoros. Sunt convinsă că așa cum e pentru mine, e și pentru voi. E ceva ce nu poți cumpăra, nu poți obține, nu poți câștiga. Timpul s-a dus în momentul ăla și ziua are 24 de ore în care trebuie să faci atâtea, iar dacă cineva își, nu știu, nu ține cont de chestia asta, ca să nu spun că își bate joc de timpul tău, devine o problemă, exceptând, bineînțeles, situațiile astea nasoale. Și da, ok, stai, aștepți 5 minute, 10 minute, 15 minute, 20 de minute deja, începe să te irite foarte tare, mai ales dacă ai și altele de făcut în timpul ăla. Și să știți că mi s-a întâmplat odată de a trebui să mă întâlnesc cu cineva, aveam o oră la dispoziție, a venit foarte târziu și la momentul la care a venit, i-am spus: îmi pare rău, dar nu mai pot să stau. Am așteptat atât de mult încât nu mai pot să stau pentru că mai am o întâlnire după și a trebuit să mă ridic și am plecat. Asta a fost, pentru că sunt situații în care efectiv nu ai ce să faci. De asta spun, încercați întotdeauna să fiți punctuali, punctuale. Dacă e nevoie, treziți-vă cu niște minute mai devreme, luați-vă o marjă de eroare. Eu cred întotdeauna că este mai bine să ajungi mai devreme decât să ajungi mai târziu. Prefer să ajung eu cu 5-10 minute acolo mai devreme, să știu că sunt acolo, decât să ajung cu un sfert de oră mai târziu și să pun persoana respectivă într-o situație neplăcută, când, așa cum am zis, e foarte posibil să apară irascibilitatea aia în funcție de, mă rog, caracterul persoanei respective. Mai departe, conversația. Atunci când conversăm, după cum am spus, mulțumesc, bună ziua, te rog și așa mai departe. Dar, iarăși un aspect important pe care cred că îl cam ignorăm, poate nu neapărat cu rea intenție, dar unii dintre noi avem așa o fire, este cel legat de întreruperi, întreruperi constante. În momentul în care cineva vorbește, chit că are un discurs, un monolog, așa cum am eu acum, sau efectiv își exprimă un punct de vedere, e important să-l lași pe acel cineva să-și ducă propoziția până la capăt, să-și expună punctul de vedere și abia după să intervii în conversație și să dialogați. Dar dacă eu sunt acum în mijlocul propoziției, nu este politicos să mă întrerupi în timp ce povestesc despre lucrurile astea și să-mi tai complet macaroana și să îmi pierd ideea efectiv în momentul respectiv și să continui tu vorbind despre, nu știu, treaba ta. Chit că ești pe subiect, este nepoliticos să intervii în conversație în felul ăsta. Lasă-mă să-mi duc propoziția până la capăt, lasă-mă să spun ce am de zis și abia după continui tu mai departe. Chit că vrei să rămâi pe subiectul ăsta, chit că vrei să schimbi subiectul, treaba ta, dar e foarte, foarte neplăcut în momentul în care vorbește cineva să-l întrerupe așa brusc că ți-a venit ție să, nu știu, să spui altceva. Cred că treaba asta cu dialogul și conversația este una dintre cele mai importante în ziua de astăzi. Comunicăm din ce în ce mai puțin, și tot din cauza telefoanelor și a laptopurilor și avansului ăstuia al tehnologiei. Apoi, un alt subiect pe care aș vrea să insist un piculeț, dar nu foarte mult, este legat de manierele pe care le avem atunci când suntem la masă, fără să fac referire la partea cu telefonul. Cred că am fost cu toții sau cu toatele puși, puse într-o situație în care ne aflam lângă o persoană care mânca foarte zgomotos sau, dacă nu mânca foarte zgomotos, avea niște mișcări foarte evidente atunci când mânca. Oh, boy, ham! I'm so hungry I could eat up. I'm real trying to see what he gave us to do. Chef, huh? Could you serve yourself in a less athletic manner? Însemnând că fie mănânci cu mâna în momentul în care ești la masă și mănânci o bucată de carne, în momentul în care o mănânci cu mâna și te afli într-un context și în compania unor oameni, nu este tocmai ok. Depinde, desigur, și unde te afli în momentul respectiv. Dacă ești în intimitatea casei tale, așa cum am spus, ești în casa ta și, frate, vrei să faci ce vrei tu, să mănânci cum vrei tu, să stai cum vrei tu, să folosești acumurile dacă vrei, dacă nu, problema ta, mi se pare perfect ok. Fiecare ar trebui să se simtă bine la el în casă și să facă ceea ce își dorește, așa cum se simte confortabil. Însă, în momentul în care ești în societate, trebuie să te gândești și la cei din jurul tău. Și cred că, de fapt, despre asta e vorba cu bunele maniere. Bunele maniere
ar fi un soi de reguli sau legi nescrise, dacă vreți, care să ne ajute în interacționarea cu ceilalți, ca să se simtă ceilalți confortabil în jurul nostru și să le oferim acest confort, să se simtă plăcut atunci când sunt în jurul nostru. De exemplu, eu nu m-aș simți confortabil lângă o persoană care mă stropește în timp ce mănâncă. Uite, încă o chestie, să spunem că mănânci. Nu vorbești niciodată când ai gura plină. Dacă vorbești, sunt șanse foarte mari ca mâncarea aia să fie, știi, eliminată din gură. Asta nu e ok. Nu consider că e o chestie politicoasă și categoric recomand cu tărie să nu faceți niciodată așa ceva. Și așa cum am zis și mai devreme, sunt conștientă că știți lucrurile astea, dar simt totuși nevoia să le întăresc și să, nu știu, să le batem așa, dacă s-ar putea în piatră pe undeva, pe un perete, ceva, să le batem în piatră să rămână acolo știute. Așadar, când suntem la masă, mâncăm cât mai liniștit, cât mai fără zgomot, fără mișcări bruște, fără să mâncăm cu mâna, decât în anumite situații la care voi ajunge imediat. Dar, dacă ai în față o supă, o ciorbă, nu o sorbocă-i niciodată. Soup is eaten quietly from the side of the spoon. Good manners are based on common sense and are easy to acquire if you follow the simple rules. Încerci să tragi lichidul ăla înspre tine, mai mult înghițindu-l decât, știți, chestia aia. Asta, bineînțeles, dacă ești cu niște oameni, dacă ești în bucătăria ta, treaba ta cum faci, deși ar fi ideal ca și acolo să exersezi lucrurile astea, pentru că îți va fi cu atât mai ușor în momentul în care te afli în compania unor oameni. Then you must know how to eat your meal. And the only way to have good table manners when you want them is to practice them regularly at home. Get in the habit of eating properly, so it just comes naturally. În ceea ce privește tacâmurile, asta mi amintește de o scenă foarte amuzantă dintr-un film pe care probabil l-ați văzut, Pretty Woman, cu Julia Roberts și cu Richard Gere, când tipa, Julia Roberts, este invitată la o cină din asta, la un restaurant foarte luxos, de către Richard Gere, unde avea el o întâlnire de afaceri cu nu știu ce colaborator din ăsta lui. Și ea se pierde în momentul ăla, în momentul în care află de invitația asta, pentru că este conștientă că la acel restaurant nu va primi burger pe care îi mănânci cu mâna. Va exista un anumit meniu, vor exista niște feluri de mâncare. Pentru acele feluri de mâncare există o anumită ordine, există o anumită tehnică, de exemplu cum dezosezi un pește, și existau anumite tacâmuri și ia lecții de la cineva care îi explică exact cum ar trebui să folosească acele tacâmuri. Și regula e foarte simplă, fără să insist foarte mult, se începe întotdeauna din exterior, deci la masă, dacă să spunem că avem, nu știu, furculiță, cuțit, lingură, întotdeauna încep din exterior, deci va fi lingură, cuțit, furculiță, ceva. Always use silverware from the outside in. So, starting from the outside, use this for your salad, this for your main course, and this. Why, that one must be for the dessert. You see? It's easy. Începi întotdeauna din exterior și te apropii de interior. Așa ar trebui să fie ordonate tacâmurile la masă ca să, mă rog, te poți desfășura corect atunci când mănânci. Treaba cu peștele e mai complicată. Există un anumit set de tacâmuri special pentru peștele ăsta. Ideea este să scoți osul ăla cu totul și apoi nu mai folosești cuțitul. Asta se folosește cuțitul, să scoți osul din interiorul peștelui, fără să te folosești de mâini, te folosești doar de furculița aia specială și de cuțit. Pui osul deoparte, după care folosindu-te de furculiță, iei bucățică cu bucățică din pește și așa îl mănânci. În niciun caz cu mâna, nu te apuci să cureți pe acolo, nu-ți scoți oasele din gură, decât în cazul în care e ceva care chiar te deranjează foarte tare, duci mâna la gură, l-ai scos, l-ai pus cumva pe o farfuriuță acolo undeva în colț și îți vezi mai departe de treabă. De asemenea, dacă se întâmplă să scapi un, nu știu, un cuțit sau furculița, să o scapi pe jos pe podea, ai luat-o de acolo și ceri mai departe, nu știu, gazdei sau chelnerului sau cine te servește la momentul respectiv, ceri un alt set de tacâmuri sau o altă furculiță ce ai scăpat în momentul respectiv. Nu o iei pe aia de jos, te apuci, o ștergi, sufli în ea și mănânci iarăși cu ea. Nu, ai pus-o mai departe, ai cerut, asta e, nu s-a întâmplat nimic la momentul respectiv. De asemenea, atunci când ești în vizită la cineva, să spunem că ești invitat la masă, există mai mulți invitați, v-ați așezat la masă. Nu începeți și mâncați din momentul în care vi se pune mâncarea în față. Gazda este cea care trebuie să dea tonul pentru începerea
propriu-zisă a mesei. Din momentul în care gazda spune că e ok sau poftă bună sau, mă rog, ce exprimare folosește, abia atunci puteți începe să mâncați. Nu se mănâncă niciodată din momentul în care ți-a venit mâncarea în față. Pentru că e foarte posibil ca pentru ceilalți meseni mâncarea să nu fie încă în față și este neplăcut să începeți în timp diferiți o persoană să stea să se uite la una care mănâncă în timp ce ea deja nu și-a primit felul de mâncare. Apoi, lucruri din astea elementare, de genul nu mâncăm cu mâna, cum am spus, copane de pui sau alte lucruri de genul, dar, de exemplu, în ceea ce privește prăjiturile, depinde foarte mult de tipul prăjiturilor. Dacă, de exemplu, avem clătite, faimoasele clătite românești, care bănuiesc că toată lumea le face la fel, clătite din alea subțiri, cu gem sau ceva în interior, pe care apoi le rulăm. Clătitele de genul ăsta nu le mâncăm cu mâna, nu o luăm efectiv cu mâna și mușcăm așa din ea. Se mănâncă folosindu-ne de un cuțit și de o furculiță. Însă dacă pe de altă parte există, nu știu, un coș sau un platou cu prăjiturele, pe alea le iei efectiv cu mâna, ții așa o mânuță sub bărbie și pac, ai mâncat din ele. Alea nu se mănâncă cu tacâmuri. Depinde foarte mult și de tipul prăjiturii. Dacă vorbim de ceva, cum am spus, cu cremă, cum ar fi de exemplu clătita, atunci da, o iei pe farfurie, tai frumos și iarăși o chestie elementară, cuțitul în mâna dreaptă, furculița în mâna stângă pentru aceia dintre noi care suntem dreptaci. Dacă nu, bănuiesc că e acceptabil invers. The knife and fork are tools you want to know how to use properly. Cut only a bite or two at a time. O altă chestie legată tot de treaba asta cu masa și cum mâncăm, o reprezintă coșul de pâine. Cum faci? Să spunem că o persoană de lângă tine nu are acces la coșul de pâine care e undeva în partea aia și are nevoie să ajungă la ea. Nu se va întinde peste masă să ia coșul de pâine, îți va cere ție care, fiind mai aproape, dacă poți să-l iei de acolo, îl iei cu ușurință, dacă nu ceri și tu persoanei care este mai aproape să-ți înmâneze coșul de pâine, după care îl pasezi mai departe persoanei. Nu iei efectiv o felie din coșul de pâine după care i-ai dat o persoană respectivă, nu vrei să atingi bucata aia de pâine. Iei coșul ca persoana să-și poată selecta bucata pe care și-o dorește. Apoi, treaba asta cu pâinea, în momentul în care ai o felie de pâine, nu muști direct din felia de pâine. Rupi bucățele, mănânci. În momentul în care ai iarăși nevoie, rup bucata, ai mâncat. Deci nu muști direct din felia de pâine. Iarăși o chestie legată de pâine vine cu untul. Untul se servește pe un platou așa, există un cuțit special pentru unt. În momentul în care vrei să-ți ungi bucata de pâine, nu iei direct, știi, iei cu cuțitul din untieră de acolo după care ți-ai întins tu pe pâine. Nu, iei o bucată de unt din untieră, ai pus-o pe farfurie în fața ta și apoi din farfuria din fața ta iei așa un pic și ți-i întinzi pe pâine. Așa zice doamna Aurelia Marinescu și eu tot de la ea din carte știu. Apoi, iarăși o chestie extrem de importantă și extrem de deranjantă din punctul meu de vedere cu privire la mijloacele de transport în comun. Era o perioadă în viața mea, despre care v-am mai vorbit eu în niște clipuri anterioare, când lucram într-un punct foarte departe și stăteam într-un punct și mai departe. Adică pierdeam foarte mult timp pe drum zilnic ca să ajung de acasă la muncă și de la muncă acasă. Și trebuia să schimb foarte multe mijloace de transport în comun. Un troleu parcă, un autobuz, dacă nu mă înșel, și cu siguranță schimbam două metrouri sau două trenuri de metrou, cum vreți să le spuneți. Și o problemă era în momentul în care trebuia să mă urc în metrou, căci se produce tot timpul o buluceală cruntă, că cei care trebuie să urce nu îi lasă pe cei care trebuie să coboare, să coboare. Și întotdeauna apare problema asta, se creează așa o nebunie, căci cei care trebuie să coboare rămân acolo blocați, în timp ce ăia care trebuie să urce se îngrămădesc ca să se urce în metrou, ca și când ar pleca, fără să apuce. Întotdeauna se iese, întotdeauna îi lași pe cei care vor să coboară sau să iasă din clădire, să iasă și abia după intri tu. Este un lucru pe care bunica mea m-a învățat de când eram copil și pe vremea aia nu avea metrou, nu ca cum ar fi metrou în Buzău, Doamne ferește. Dar așa mi-a spus de atunci, de când eram copil, întotdeauna când vreau să intru în bloc sau la școală, îi las pe cei care vor să iasă și abia după intru eu. Și asta mi se pare extrem de important, mai ales cu mijloacele de transport în comun, care sunt atât de aglomerate și este atât de neplăcut în momentul în care te afli la, nu știu, o stație din asta, la Unirii, poate știți, repet, dacă stați în București, știți cum este dimineața la Unirii, e cumplit, sunt atât de îngrămădite trenurile,
Este ceva de speriat și momentul în care îi vezi pe cei care așteaptă pe peron, cum se înghesuie peste cei care vor să coboare și se produce așa o nebunie și nu se desfășoară nimic așa cum ar trebui, normal, fluid, elegant. Lasă-i să coboare și abia după te urci tu, nu pleacă trenul fără tine, cu siguranță. Apoi, un punct super important, așa cum văd eu lucrurile, îl reprezintă cel legat de ceea ce alegem să împărtășim cu semenii noștri pe rețelele de socializare. Cu alte cuvinte, cât suntem dispuși să dăm afară din casă, pe Instagram, pe Facebook, pe bloguri, pe YouTube și așa mai departe. Eu am ferma convingere că rufele se spală în familie, nu afară, dacă este să mă folosesc de un, nu știu, o vorbă de duh, un proverb și așa mai departe. Lucru pe care îl aplic din totdeauna de când sunt aici pe YouTube, nu m-am dezis de la chestia asta, cred că trebuie să existe întotdeauna o limită în ceea ce privește intimitatea ta, ceea ce este personal pentru tine. Nu spun neapărat să ne închidem în noi, să nu împărtășim nimic. Suntem oameni, e normal să socializăm, să ne exprimăm părerile, ideile, bucuriile, frustrările și așa mai departe. Sunt unele lucruri pe care nu cred că ar trebui să fie abordate și discutate în online. Cred că viața ta personală ar trebui să rămână pentru tine, personal, nu exteriorizată, nu expusă așa liber în văzul lumii. De asta se numește intimitate și personal. E ceva al tău ce ar trebui să rămână pentru tine. Și ca să închei clipul ăsta, ce bineînțeles că va fi unul foarte lung, aș vrea să mă mai refer la un lucru ce ține și de bune maniere și de etichetă, un subiect care mie mi este foarte drag, bineînțeles, cel legat de felul în care arătăm, de outfit, de ținuta noastră. Fără să mă refer neapărat la poziție și cred că aici știm cu toții, de la școală ar trebui să știm cel puțin, că e important să stăm cu spatele drept, bărbia paralelă cu podeaua, să privim în față. Asta ține tot de bune maniere. Este important să ai o poziție corespunzătoare, care denotă respect. Adică în momentul în care vorbești cu mine, dacă stai într-o poziție, uite așa, și ești, nu știu, te scarpini și pe burtă eventual și te mai scobești între dinți și stai în felul ăsta, este destul de clar că nu ești foarte interesat de conversația cu mine, o privești ca pe ceva, așa, un detaliu, vai, vorbesc și cu asta. În timp ce în momentul în care totuși ai spatele drept, te uiți la mine, eventual avem contact vizual și poate îmi și zâmbești dacă simți nevoia, mi se pare că ți-am captat atenția, că ești interesat de conversația cu mine și hai să relaționăm, hai să dialogăm. Comparat cu, știi, adică gândiți-vă un pic cum ar fi să vin în fața voastră și să vorbesc cu voi așa, să mă uit pe pereți și să stau așa într-o poziție de asta, cumva așa scurs, să mă scurde pe scaunul ăsta, nu e ok. La fel treaba asta legată de outfit. Dacă sunteți de ceva vreme pe canalul meu, poate ați observat că, și am mai spus eu, dacă n-ați observat voi, am mai spus eu, că încerc întotdeauna ca pentru partea asta de sus, cel puțin, adică ceea ce vedeți voi în timp ce vorbesc cu voi, să fiu cât se poate de prezentabilă, să fiu aranjată, să arăt bine și să vă arăt într-un fel că am depus un efort ca totuși să vin în fața voastră îngrijită, curățică, îmbrăcată frumos. E o formă de respect și asta. E discutabilă treaba, dar din punctul meu de vedere așa o văd. Să fiu prezentabilă în fața voastră și cred că e important să ții cont de chestia asta. Nu vorbesc aici de a fi la modă, de a te îmbrăca trendy, de a fi fashionable sau alte tâmpenii de genul ăsta, ci efectiv să fii curat, să fii cu haine curate, să porți haine curate, călcate. Nu pot să insist suficient de mult pe treaba asta, să ai întotdeauna hainele călcate. Poate că nu ai timp, poate că nu ai un fier de călcat bun, nu știu, se pot întâmpla. Sunt situații, bineînțeles, dar atunci când se poate și atunci când ai posibilitatea, mi se pare extrem de important să porți haine îngrijite, să fii o domnișoară sau un domnișor îngrijit, cu hainele curate, să nu fie cu pete de transpirație, pătate, nu știu, mi se pare aiurea să văd pete de muștar pe gulerul unei bluze, asta în cazul în care nu le-ai făcut exact atunci, că dacă suntem la masă și le-ai făcut, asta este, se întâmplă, dar dacă vii și te întâlnești cu mine și vii îmbrăcat cu o haină murdară, eventual mai și miroși murdar sau, nu știu, ceva în zona asta, este o formă de lipsă de respect, dacă vreți. Îmi vine să spun disrespect, acel englezesc termen care în română nu există. Așadar, cred că e important să dăm atenție și capitolului ăstuia. Repet, nu să fim la modă, nu să ne îmbrăcăm nu știu cum, nu să purtăm fuste cloș.
obsesiile mele, dar să fim îngrijite și îngrijiți. Să ne asigurăm că hainele pe care le purtăm sunt croite pentru noi, să ne asigurăm că sunt curate, că sunt călcate, că mirosim frumos, lucruri care nu țin neapărat de respectul pe care îl arătăm celor din jurul nostru, cât și de respectul pentru noi înșine. Eu consider că este o formă de respect pentru mine și nu doar asta, să mănânc corect, să am grijă de mine, să fiu atentă cu mine. Este o formă de respect pentru mine, mă iubesc pe mine, prin urmare îmi acord aceste mici atenții, mi se pare un cuvânt prea mare, da, sper să se înțeleagă ideea. Bun, și închei aici cu regulile mele de bune maniere moderne, ca să zic așa. Discuția e mult, mult mai amplă. Cum am spus, n-am nici timpul necesar, nici resursele necesare, nici orice altceva vreți voi la dispoziție ca să pot să exprim tot ce aș vrea să exprim. Eu am punctat doar câteva chestii pe care le consider eu ca fiind cele mai importante, cele mai actuale, cele mai de aplicat, de știut, de bătut în cuie sau de bătut în piatră undeva pe un perete. Pentru celelalte, din nou, recomand cu căldură asta. O să vă las eu link în descriere pentru ea, dar o găsiți pe toate site-urile posibile, chiar dacă nu e neapărat ediția asta, sunt ferm convinsă că o găsiți în alte ediții. Sau dacă nu vreți să o citiți pe asta Aureliei Marinescu, sunt convinsă că mai sunt și alte coduri de bune maniere. Cred că e important să știm lucrurile astea ca să nu ne strângem de gât, ca să putem să relaționăm corect și frumos cu cei din jurul nostru și politețea chiar cred că este ceva ce ar trebui să cultivăm mai des în ziua de astăzi, căci începe să dispară. Este un fel de tigru siberian pe cale de dispariție această politețe și mi-ar plăcea să cred că acest clip al meu vă influențează într-un fel în sensul ăsta. Poate că deja aplicați toate treburile astea, caz în care vă felicit, cinste vouă, mă bucur foarte mult și sunt super încântată să știu că am fete și băieți educați la mine pe canal sau măcar interesați de capitolul ăsta. Și da, sper să-l găsiți util, folositor, să vă servească la ceva, măcar să vă inspire pe mai departe, să poate să stați un piculeț mai drept. Dacă măcar atât îmi iese, perfect, eu sunt super mulțumită. Bun, mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare, vedeți? Mulțumesc întotdeauna, sper să ne vedem și data viitoare, sper că v-a plăcut clipul meu și aștept, bineînțeles, impresiile voastre în comentarii. Să aveți o zi absolut minunată și mulți pupici! Pa!